Începând cu data de 15 aprilie 2020, în raionul Cimișlia se desfășoară lucrările de dezinfectare a spațiilor publice în vederea prevenirii pericolului de îmbolnăviri cu infecția COVID-19. Lucrările se execută de către echipele specializate ale întreprinderii SA Drumuri Cimișlia, se efectuează lucrări de dezinfectare a locurilor publice și stațiilor de oprire cu substanțe dezinfectante pe bază de clor și alcool. Și dezinfectarea prin oraș la stațiile de autobuze, unde stau oamenii, la loc ne ocupat toate echipamentul cum trebuie, ochelari, mănuși, măști, protecție, tot cum scrie legea. Concentrația dezinfectanților este coordonată cu specialiștii din cadrul Centrului de Sănătate Cimișlia. Suntem primiți să selectăm lucrări de autobuz, toți selectați, nu avem nevoie asta care noi ne-am întâlnit. Și soluția e că se numește SADESET. Ceau pentru dezinfectare la stațiile astea. Pe unde ați fost, Nicolae? Prin ce regiuni? La ce? Noi, pe raionul Cimișlia, ca ne-am apucat de la Bogdanovca de acolo, care e prima oprire și mergem după aceea cu toate opririle tot raionul. Cetățenii susțin inițiativa autorităților locale privind prevenirea răspândirii virusului COVID-19 în raionul Cimișlia. Asta e foarte bun lucru, pentru că aici vine lumea să se grămădește, așteptând în acolo și trebuie tot timpul să fie în curățenie, să dezinfecteze tot ce e curat părerec. Dezinfectată tot timpul părerea, împrejurimea, dar lumea vine din tot pericul. Să se întâlnesc aici la așteptarea autobusului. Tot lumea vine de la centru, de la piață, de una alta, dar vin și din alte sate, tot se grămădesc, tot se întâlnesc și îndată un bună ziua, una alta, și tot dacă e dezinfecție, tot e mai alt fel. Trebuie. Adică trebuie și trebuie dezinfecție, mai adică trebuie. Microbul e microbul, se răspândește repede. Sperăm să treacă tot, să nu mai ajungem și la străzi și la toate și sperăm Domnul să ne facă o minune în ziua de Paște și să treacă tot virusul ăsta. Administrația raionului Cimișlia va monitoriza și în continuare acțiunile antiepidemice în teritoriu.